ziua tuturor din nou! Suntem la cel de-al 14-lea webinar împreună online, care le gestionăm noi, Universitatea Politehnică din Timișoara, în colaborare cu Asociația IEEE, secțiunea din România, și cu Asociația Internațională EDEN și cu Alianța Română a Universităților Tehnice. Așa cum vedeți în bannerul care este deasupra mea. Aceste webinare au pornit în aprilie 2020 ca un răspuns colaborativ a problemelor cu care se confruntă educația, se confrunta și atunci și se confruntă și acum, și pe care noi am încercat și sperăm că vom reuși să le găsim soluții împreună, fiindcă sunt convinsă că doar împreună vom reuși să facem ca toate problemele majore măcar să-și găsească soluții și răspunsuri. Mă bucur de asemenea că suntem cu toții împreună online din nou, de această dată cu un subiect mai mult legat de mediul preuniversitar, cum îl numim noi, de elevii, de profesorii și de sistemul educațional și de răspunsul societății civile și organizațiilor neguvernamentale la educația școlară și la cum se desfășoară ea în acest an 2020-2021. Puteți adresați întrebări atât nouă, cei care suntem prezenți aici, cât și colegilor mei care vor veni în curând online. În zona de Q&A este al doilea sau al treilea buton pe care dumneavoastră îl aveți în zona de Zoom, în sesiunea de Zoom, ca cei care participați în Zoom. Cei care ne urmăriți pe Facebook sau pe YouTube, puteți de asemenea să adresați întrebări în zona de comentarii sau de chat și colegii mei ne vor transmite aceste comentarii și acest chat nou aici în mod direct și eu voi adresa aceste întrebări colegilor mei care sunt prezenți în acest webinar și bineînțeles voi încerca poate chiar să răspund și eu la unele dintre ele dacă voi putea. În zona de chat de aici din Zoom puteți să vă prezentați de unde sunteți și care sunt, să zicem așa, preocupările dumneavoastră, dar întrebările neapărat în zona de Q&A. În zona de chat în Zoom, deci doar în Zoom, aveți posibilitatea să puneți întrebări către toți all panelists and all attendees. Platforma nu este decât în engleză, nu și în română, deci de aceea să fiți atenți către cine selectați să puneți aceste întrebări. Dacă doriți să le vedem sau să spuneți ceva doar nouă participanților care suntem pe post de prezentatori astăzi sau și celorlalți din această sesiune. În primul și în primul rând, primele, să zicem, întrebări și probleme care au apărut legate de învățământul preuniversitar s-au iscat din aprilie, dar un răspuns foarte bine, să zicem așa, și intensiv documentat și făcut, a fost realizat aici în Timișoara de către platforma de lucru anti-COVID, de grupul de lucru pentru educație, de grupul EducaTM, care au încercat mai întâi să răspundă nevoii fizice, adică cu echipamente, fie hardware și fie software, iar după aceea au încercat să răspundă și nevoi de, să zicem așa, de structuri și de resurse informaționale, de cursuri, de seminarii, de suport. Îi avem alături de noi și am să-i rog să-și pornească camera ca să-i puteți vedea pe domnul inspectorul școlar general Marin Popescu, inspectorul școlar județean de la județul Timiș. Pe bine ai venit, îl avem tot alături de noi pe Cătălin Șipoș, care este responsabilul grupului de educație, grupului de lucru pentru educație din platforma anti-COVID. Îl vom avea în curând și pe domnul Mihai Lisețchi de la Universitatea de Vest, dar în postura de aici de responsabil a grupului platformei anti-COVID, care a încercat să răspundă, să construiască un răspuns al societății civile la situația în care ne confruntăm astăzi ca și pandemie. Și pe eleva Alexandra Trușcă, care este reprezentanta elevilor în Consiliul Județean al Elevilor, una dintre cele mai active voci din zona elevilor privind drepturile,
obligațiile și ce se poate face pentru ei. Am să încep mai întâi cu domnul inspector școlar județean, cu domnul Marin Popescu, și am să-i adresez lui prima întrebare. Cum a fost începutul de an școlar? Care au fost cea mai mare dificultate și cum ați găsit soluțiile la ea? Bună seara, nu știu dacă mă auziți. Da, te auzim. Okay. Bună seara. În primul rând, îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat. Și atât doresc să nu fac din asta o regulă, dar nu reușesc, pentru că sunt lucruri care țin de mine, lucruri care nu țin de mine. De-abia acum am ieșit în Consiliul de Administrație de pe la ora 1:30. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. E o plăcere să mă întâlnesc, iată, în zona online cu prieteni dragi și cu colaboratori extraordinari, cu determinați pentru a face lucruri bune pentru comunitate, și nu face decât să te încânte lucrul ăsta, chiar dacă, eu știu, sunt probleme, sunt situații peste situații, se pasează lucrul instituțional, toată lumea vrea să iasă în picioare dacă se poate să nu facă nimic. Dar când mă întâlnesc cu voi, cu ei, mă simt altfel. Undeva mă simt în largul meu, pentru că știu că toți care sunt aici prezenți sunt oameni implicați și care au făcut foarte multe pentru, și încearcă și cu siguranță vă face foarte multe lucruri pentru comunități, pentru comunitățile care aparținem fiecare în parte. Da, sigur că debutul de an școlar, ca de obicei, cum este în România în ultimii 30 sau poate a fost și înainte, nu mai țin minte, poate eram elev și nu știam, ne-a prins nepregătiți. Adică o chestie obișnuință, de obișnuit, după care ne-am obișnuit deja de acum încolo. Sigur că putem să găsim foarte mulți vinovați, putem să dăm vina pe foarte multe situații, instituții, persoane. Important este să fim pozitivi și cred că debutul ăsta de an școlar a fost unul, eu zic că bun, din perspectiva unui altfel de debut. Problemele care au fost la începutul anului școlar, sigur că s-au mai rezolvat pe parcurs, dar asta nu înseamnă că le-am mai epuizat pe toate, înseamnă că nu mai avem probleme acum și că lucrurile sunt minunate. Din contră, pe măsură ce înaintăm în anul școlar, constatăm foarte multe lucruri, începând de la contextul pandemic sau epidemiologic, care se modifică săptămânal, sau cum să zic, zilnic, numai că noi avem o abordare săptămânală și atunci vis-a-vis de rata de incidență la infectare comunitară, sigur că avem o abordare punctuală în momentul când apar cazuri de infectare cu COVID ale elevilor sau ale profesorilor. Plătim tribut cu siguranță unei lipse de intervenții în educație pe zona de infrastructură, și când zic infrastructură mă gândesc de la toalete până la, eu știu, camere de luat vederi pentru a transmite online cursurile din unitatea de învățământ. Nu vreau să apăr pe nimeni, fiecare are o doză de vină, chiar și eu acum nu mă scuz că n-am făcut lucruri la momentul potrivit, dar eu am făcut la momentul potrivit ceea ce cred că era bine pentru sistem. Dar am constatat din perspectiva managementului că, în definitiv, și la urma urmei, echipele se creionează în jurul managerilor. De modul în care managerii dau tonul, și echipele se pliază. Și ca atare, cred că liderii, directorii de școli, liderii din management, trebuie să vadă această perspectivă a creionării echipelor în funcție de ritmul pe care îl impun. De ce spun asta? Pentru că sunt foarte multe unități de învățământ care s-au plăcut cu situații din învățământ, și anume a venit vacanța, toată lumea este relaxată. Și vă spun acest lucru pentru că am întâlnit foarte multe situații în sensul în care a început anul școlar nu la 1 septembrie, ci la 14 septembrie, și erau lucruri care trebuiau făcute din vacanța de vară vis-a-vis de o școală. Dar
Așa a fost obișnuit sistemul. Adică de a nu lucra nimic pe vacanța de vară. E adevărat, sunt și circumstanțe, pentru că instituția pe care o reprezint și foarte mulți colegi din învățământ preuniversitar au fost implicați în ceea ce numim noi examene naționale, concursuri naționale și așa mai departe, începând de la prima evaluare națională, care a avut loc undeva în 22 iunie, până în, eu știu, la începutul anului școlar, cred că în 10 septembrie organizam ședințe publice pentru personalul didactic de a primi posturi în învățământ. Adică a fost o perioadă atât de încărcată din perspectiva asta și în același timp a spune și o pierdere de timp. Am propus deja ministerului, de exemplu, ca bacalaureatul din toamnă să fie scos de tot. Nu putem și repet, cu toată responsabilitatea vă spun acest lucru, nu cred că am îngrădit dreptul la educație și n-am disciplinat pe nimeni dacă am scoate acest bacalaureat, pentru că în definitiv, universitățile bune și valoroase și copiii buni și valoroși nu cred că au o problemă în a învăța și la bacalaureat în vară. Ce poți să faci în 2 săptămâni pentru un bacalaureat? Sau în 3, într-o lună? Nu poți să faci mai nimic. Și atunci ne-am epuizat timpul timp de, eu știu, 2 săptămâni pentru organizarea și la de-aia bacalaureat, care sigur a mai adus ceva în zona universităților care sunt mai slab cotate și care de-abia așteaptă acest bacalaureat. Cu siguranță, Universitatea Politehnică, Universitatea de Vest, Universitatea de Agronomie, Medicină și-au rezolvat undeva 95% din locuri sunt rezolvate undeva din prima parte, da? Adică din primul bacalaureat. Și în plus am mai propus ca cei care fraudează bacalaureatul să nu mai dea niciodată bacalaureatul în această viață. Adică sunt alții care pentru furt sunt băgați la pușcărie și noi putem să copiem, dar mai mergem la anul celălalt la bacalaureat. Nu. Asta este un fel de... ne mințim pe noi vis-a-vis de ei. Și poate și ar fi interesant și pentru sistem, pentru că dacă știm că avem o singură sesiune de bacalaureat, ne-am apucat poate mai bine de lucru, și profesorii și elevii, băi, stai că nu mai merge. Nu mai putem să lăsăm corigenți, pentru că, da, mergem partea cealaltă, adică nu mai are a doua șansă. Și ia să vedem, să-i spunem că nu mai poți să mai... prieteni, nu poți să mai... să fraudezi. Ajunge cu fraudă, da? Ia să vedeți cumva cum s-ar apuca cumva poate să citească mai mult. Bun. Și de ce 2 bacalaureate și de ce nu 2 evaluări naționale, apropo? Care este? Am constatat un lucru foarte interesant și anume nu contează cine votează legea, ci contează cine o scrie. Da, și se pare că în Parlamentul României sunt foarte mulți universitari care scriu legile în zona educației. Din păcate, da, cred că aici aveți dreptate, că într-adevăr pentru bacalaureat sunt mai multe șanse decât pentru celelalte evaluări naționale sau pentru celelalte examene. Dar cred că e mult mai interesant să vedem totuși ce se întâmplă acum cu începutul anului școlar. Deci, știm că a fost foarte greu și știm că, din păcate, și sprijinul a venit. Să știi că n-a fost greu. Paradoxal spunem că n-a fost greu. Noi avem un sentiment al faptului că nu suntem obișnuiți cu lucruri la care nu putem să găsim soluții. Băi, ce greu e. Nu. Ok, asta e situația, e să găsim soluții la această situație. Da? Acum, de-abia după ce a început anul școlar, am început să fie lucrurile grele. Da? Pentru că au început să bunească colegii, pentru că, iată, nu putem să facem față, să respectăm foarte bine regulile. Da? Ne adaptăm la o infrastructură școlară care... trebuie să recunoaștem, nu este cea mai potrivită, nu e friendly, nu este plăcută. Te ducem într-un local pentru că ne place acolo. Ne ducem la o școală pentru că ne plac profesorii. Dar nu avem un ambient plăcut la nivelul școlii. Și mai ales în contextul ăsta epidemiologic, gândiți-vă cum stau cu masca, acolo nu mai contează că ce se întâmplă. Important este să fie sănătoși, asta e pe primul plan. O să începem perioada de evaluări, să vedem cum se va întâmpla, să vedem cum se vor derula. Sigur că problemele la nivel la debutul anului școlar au fost legate în primul rând de cum facem și corelăm de fapt orarul cu scenariile și cu infrastructura. Aceasta este chestiunea, să zicem, cea mai delicată. Și sigur, la aceasta se mai adaugă nebunia de triaj epidemiologic. Facem, nu facem.
Toată lumea spune că facem. DSP a constatat că de fapt nu mai facem, că se mută în familie. În familie, care familie? Din oraș sau din urban? Pentru că dacă mergem în urban, în rural, haideți să fim serioși, că familiile nu cred că fac triajul epidemiologic, adică iau temperatura și îl întreabă pe cel mic dacă a tușit odată, își pune întrebarea, băi, a tușit, e o problemă, hai să vedem, are temperatura, are... Lucrurile sunt foarte clare, țin definitiv și la urma de educația mediului familiar. Mediul familiar este foarte important în această perspectivă. Și s-a constatat că, sigur, dorința mea de a fi aproape de școli, am luat profesorii de sport, de biologie, învățători, am instruit atât cât s-a putut, în stagii online cu DSP-ul. Am avut o întâlnire apoi cu responsabili la nivelul unităților de învățământ, tot cu DSP-ul, pentru a discuta chestiuni legate de o noutate, adică ce face acest responsabil, care e fișa postului, ce poate să, cum poate să ajute școala. Păi ar trebui să fie persoana care e filtru în ceea ce înseamnă intrarea din școală în unitatea de învățământ și în același timp în relația cu managementul unității de învățământ, în timpul care să spună, da, la școala, la clasa aia avem atâtea cazuri, s-a mai îmbolnăvit unul, anunțăm DSP-ul și așa mai departe. Sunt situații în care nu s-au întâlnit profesorii cu ele, da? Și da, trebuie să se adapteze. Sunt sigură că, de fapt, aproape toate situațiile care sunt acum sunt situații noi și cu care profesorii, elevii, structurile de management nu s-au prea întâlnit. Dar dacă ar fi să faceți un top 3 de cele mai, să zicem, dificile probleme pe care le-ați întâlnit în ultima lună, să zicem, primele două săptămâni înainte de începerea școlii și aceste două, aproape 3 săptămâni în curând de când a început școala, ați spune că este, nu știu, lipsa toaletelor, apei calde, e rezolvată în anumite orașe, sigur, este lipsa, acum, să zicem, infrastructurii tehnice sau pregătirii cadrelor didactice. Doamna profesoară, depinde de nivelul așteptărilor pe care îl avem noi și atunci cu siguranță îți dai seama. Sigur că eu îmi doresc cadre didactice de calitate, pentru că în cadre didactice de calitate atunci găsește soluții și are un alt fel de abordare. Atunci pornesc de la oameni. Oamenii sunt importanți, da? Cadrele didactice sunt importante și atunci mesajul a fost că trebuie să zâmbească la începutul anului școlar chiar dacă situația este delicată. Deci cadrele didactice este o problemă pentru că în general avem o problemă a resursei umane în sistemul de învățământ preuniversitar. Nu intru în detalii de ce, știm cu toții, nu le mai punctez aici. A doua chestiune este legată, cea mai mare parte a populației școlare se găsește în Timișoara, în Timișoara și în Lugo și în aglomerările mari. Și atunci, cea mai mare provocare și a mea și a unităților de învățământ a fost cum să împartă elevii astfel încât să respecte legislația, adică 0-4 să vină față în față, chiar dacă e în scenariul verde sau hibrid, de 0-4, clasa 8-a și a 12-a să vină la școală, cum să coreleze această perspectivă cu orarul școlii și cu infrastructura. N-am luat în calcul încă, repet, echipamentele, adică toată zona aceasta de online care trebuie să ne sprijine. Atunci, sigur că au fost situații și situații. Unele școli s-au adaptat foarte bine, pentru că au avut un management proactiv, pozitiv, îndreptat spre soluții și nu de a căuta, eu știu, vinovați sau... Repet, unitățile de învățământ, mai un lucru vreau să vă spun și... Pot să răspund la alte lucruri la care m-am întrebat. Eu am spus că unitățile de învățământ sau învățământul preuniversitar anul acesta sau în această perioadă toată lumea a fost cu ochii pe el, inclusiv autoritățile publice locale care au profitat de o perioadă electorală pentru a se îndrepta spre unitățile de învățământ, dar au venit ca într-o perioadă electorală cu promisiuni. Acum constat, după ce s-a terminat perioada electorală și procesul electoral. De ce? Pentru că au aprobat niște bugete în anii, în august, în iulie, care nu le-au executat nici acum. Și dacă întreb un primar, ați alocat bani? Da, am alocat. Păi și tabletele? Păi tabletele nu au venit pentru că ne-a promis furnizorul ăla că le aduce și nu le-a mai adus. Apropo de promisiuni, deci am rămas exact ca în
Câteva excepții. Am rămas exact ca în luna iunie-iulie cu echipamentele. Deci suntem în această situație acum. Gândiți-vă exact că pe piață este o cerere enorm de mare, enorm de mare și nimeni nu a acoperit, cu siguranță. N-au început achizițiile inspectoratului școlar, care sunt de mii, zeci de mii, sute de mii de echipamente, care cu siguranță nu vor fi asigurate și nu vor ajunge în școli. Chiar cât ne-am străduit noi să facem caietele de sarcini mai repede și așa mai departe. Și o mare provocare, ce scuze și asta, cu asta închei, o mare provocare este legată de părinți. Aș vrea să remarcăm un lucru. Cea mai mare presiune pentru a deschide școlile a venit din partea părinților. Noi eram într-un firesc al lucrurilor, deschidem școala, mergem la școală, dar cea mai mare provocare sau cea mai mare presiune din partea lor, pentru că au stat 7 luni de zile cu copiii în fața computerelor, numai ei au știut pe unde i-au dus, i-au scos, începând de la grădiniță până la, eu știu, clasa 7, să zicem, 6-7. Și atunci revii la școală, începe școala, ești bucuros că începe școala și constați că 2 săptămâni trebuie să stai în mediu online, de acasă iară, da? Pentru că avem probleme cu infrastructura, adică nu am unde să pun copiii, că n-am distanțare fizică. Da. În plus, sigur, înțeleg pe unii, dar pe unii chiar nu înțeleg, ținând cont de faptul că situația e delicată, nu cred că trebuie să facă nimeni scandal, reclamații, sesizări. Astea pot să, adică toată lumea face, știe să facă acest lucru, da? Da, din păcate, exact cum am zis eu întotdeauna, dacă am colaborat ceva mai mult și am fi mai mult uniți și am încercat să fim, cum zic eu totdeauna, împreună, cred că poate am găsit soluții mai rapide. Dar, din păcate, societatea umană este foarte diferită și mersi foarte mult de intervenție și o să vă mai pun 2 întrebări, dar aș vrea să văd care a fost răspunsul societății civile la această situație și ce a încercat să facă societatea civilă pentru a sprijini sistemul educațional, atât fizic, cum am zis, în anumite cazuri și cu materiale, cât și cu structuri. Mihai Lisețchi, haideți să vedem foarte pe scurt platforma anti-COVID, ce a făcut în ultima perioadă și probabil să vorbim și cu Cătălin și Boș despre aceasta. Bună seara sau bună ziua, în fine, depinde cât de... Eu cum o contradicție să vorbești despre platforma anti-COVID, ce a făcut în ultima perioadă și să o faci foarte scurt, dar o să mă strădui. În primul rând vreau să mă arăt impresionat de ideile pe care domnul inspector general le prezintă public. Mai mult sau mai puțin supărat în acest moment, dar pe de altă parte realist și acest lucru e, cred eu, de apreciat în mod deosebit. Pentru că a fost un moment în care acțiunea noastră a platformei anti-COVID a venit să se întâlnească cu o inițiativă a domnului inspector general și ăsta este momentul în care practic a luat ființă acum aproape 3 luni, cred că deja, grupul de lucru pentru educație. Ca să înțelegeți în ce context se întâmplă asta, 2 vorbe despre platforma anti-COVID. E o platformă civică care s-a coagulat la începutul perioadei de pandemie, deci atunci când era starea de urgență, ca o formă de a promova demersurile umanitare ce țineau de binele grupurilor vulnerabile în comunitate, de unde și denumirea de anti-COVID, și care ulterior, după ce am ieșit din starea de urgență, a început să dezvolte alte instrumente favorabile sau de interes pentru comunitate. Am scos în periodic un index, un fel de barometru al comunității bazate, care încearcă să identifice cu ajutorul unui eșantion de consultanți, experți consultați, care ar fi principalele priorități pe care le percepe comunitatea, da, apropo de alocarea de resurse publice sau private. Și pe temele prioritare ale clasamentului a apărut deja de mult timp educația. Și pe chestia asta au fost mai multe demersuri în care am încercat să identificăm probleme, să identificăm soluții, lucrând cu experți. Este momentul în care ne-am întâlnit cu Inspectoratul Școlar Județean, un factor absolut important în întregul proces de planificare, care ne-a propus să constituim acest grup de lucru pentru educație ca un grup de suport comunitar. Și despre asta aș vrea să vorbesc 2 vorbe.
A fost o premieră. A fost o premieră la nivel național, în contextul în care oameni din societate, din comunitatea locală, de diverse profesii, au înțeles că școala trece printr-o criză, este o testare de stres, este termenul de specialitate în management, și că ar trebui să fie ajutată. Ar trebui să fie ajutată pentru că școala este partea unui ecosistem, este comunitatea locală, este un ecosistem în care părțile interesate practic se întrepătrund cu interesul societății. Majoritatea dintre noi suntem părinți sau suntem sau avem o relație cu oameni care predau în școală sau care învață în școală și din acest punct de vedere școala ca instituția comunității este un element prioritar sau din punct de vedere emoțional, cred că pentru majoritatea oamenilor din această comunitate. Ce am încercat să facem? Am încercat să elaborăm un ghid. L-am și realizat, de fapt, nu numai că am încercat, un ghid de bună practică, un ghid care însumează măsuri adoptate în cadrul altor țări, în alte orașe, dar și în România. Deci ne-am bazat atât pe documentație cât și pe expertize locale, în care împărțind pe diverse domenii management organizațional, management educațional, infrastructură, probleme legate de educație digitală. Împărțind acest ghid în mai multe secțiuni, am încercat să punem câteva recomandări de bună practică pe care să le ia în considerare școlile și nu mă refer doar la managementul școlilor, ci la un ansamblu de factori, decidenți acolo în care ar putea să fie inclus și părinții și evident și elevii. Deci am militat pentru o responsabilizare față de toate părțile interesate. Ceea ce este, și cu asta trebuie să închei, ceea ce este important pe partea asta de spus este faptul că, pe de o parte, acest ghid nu este o Biblie, nu este ghidul suprem. Au apărut o sumedenie de ghiduri în această perioadă. Valoarea lui constă tocmai în faptul că am încercat să integrăm experiența atât a unor autorități în domeniu, mă refer la prezența inspectoratului școlar, a unor ONG-uri din educație, a unor experți în educație, Diana Andone a făcut parte din acest grup, a părinților, a reprezentanților elevilor. Deci, practic, am adunat în acest grup de suport comunitar toate părțile interesate. Al doilea lucru ține de dimensiunea participativă a procesului de elaborare și al treilea lucru ține de conștientizarea concluziei pe care tocmai ce am avut-o. Nu este produsul final, este un produs. În măsura în care timpul va duce la dezvoltarea unei expertize în aceste condiții, da, legate de funcționarea școlii în aceste condiții, el poate să fie optimizat și în ultima instanță, dacă ne dorim ca școala să fie un element mai apropiat de comunitate, să devină o instituție comunitară numai prin faptul că se ocupă de o educație, ci că o face având în minte binele comunității. Văzând și reversul medaliei, în astfel încât comunitatea să vadă în școală nu doar un incubator de educațional, ci un incubator de viitor cetățeni, deci din perspectiva, dacă vreți, a capitalului social, a coeziunii sociale, acest demers ar trebui să continue sau ar fi bine să continue și el nu poate să continue decât cu o colaborare din partea tuturor părților interesate. Lucru pentru care mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proces până în acest moment. Mulțumesc! Da, mulțumim foarte mult și într-adevăr grupul și platforma anti-COVID, dar și grupul de lucru pentru educație a avut o prezență foarte pregnantă în sfârșitul, să zicem, lunii august, începutul lunii septembrie, atât prin acest ghid de care domnul Isețchi a menționat, care a fost foarte utilizat și continuă să fie utilizat, dar și prin câteva seminarii de training. Cătălin Șipoș a fost voluntarul, că putem să zicem așa, care ne-a unit pe toți așa și ne-a ținut din scurt să ne facem temele de casă, încât să putem să avem un ghid funcțional până în un anumit moment. Cătălin, care este perspectiva acum a ghidului? Ce se întâmplă cu el și care este impactul pe care l-a avut, dacă aveți aceste informații? Vă salut și eu, mulțumesc tare mult de invitație și mă bucur să fiu alături de voi în această amiază seară.
Da, ghidul a fost până la urma urmei ceea ce ne-a ținut și ne-a dus împreună și cred că este un exemplu bun, de bună practică, de colaborare comunitară. Și cred că de aici ar trebui să începem și să dezvoltăm un spirit al colaborării la nivel de instituție sau instituții și poate dincolo de instituții, colaborare la nivel uman. Și eu am o convingere personală că în sistemul de învățământ românesc există oameni dedicați, profesioniști, experți, oameni care nu au așteptat, așa cum spunea domnul Popescu mai devreme, să vină toamna, chiar mă gândeam la greierele și furnica, când menționa aceste lucruri și acești oameni chiar din luna martie, aprilie au apelat la cursuri poate chiar plătite și au achiziționat infrastructura IT ca să facă treabă fără să aștepte de la inspectorat sau de la vreun grup de lucru pentru educație sau de la minister sau de la părinți, ceva. Și pur și simplu au avut autonomia și dedicarea pentru a face lucruri. Și cred că sunt destul de mulți astfel de oameni în sistemul educațional în acest moment. Pe de altă parte, sunt convins că sunt încă mulți care nu au avut norocul să aibă în sânge acest mod de lucru și ar avea nevoie de puțin suport. Și tocmai de aceea cred că următorul pas în a elabora poate și mai mult ghidul este să identificăm că deja suntem la aproape 3 săptămâni de la începerea școlii, acele bune practici sau propuneri care am văzut sau validat în această perioadă și funcționează în anumite școli și să le oferim ca soluții de bună practică în completarea ghidului care a fost realizat înainte de a începe școala și multe dintre soluțiile pe care noi le propuneam erau soluții posibil funcționale, dar acum ele pot să fie și confirmate sau invalidate. Tocmai de aceea, propunerea este să mergem mai departe în acest demers și să culegem de la acele școli și de la cei, mai ales de la cei dascăli sau manageri de școală care au exemple de bună practică, povești de succes din școală, și să creăm, de fapt, contextul în care să le împărtășim cu cei care, în momentul de față, sunt într-un blocaj. Au întâmpinat anumite provocări și s-ar putea să se plieze acestea pe contextul fiecarei școli. Pentru că avem, probabil, bune practici din școli mari, cu densitate mare, și avem școli, poate, din mediul rural, care, cu siguranță, au alte provocări, dar și alte exemple de bună practică. Și tocmai de aceea, cred că următorul pas este de a ne deschide și de a culege toate aceste informații care până în acest moment au fost testate. Și legat de ghid, cu siguranță el poate fi îmbunătățit și poate fi un material util pentru școli și poate chiar și pentru anii viitori, nu doar pentru acest start de școală, start de an școlar. Așa cred și eu că într-adevăr este foarte util acum să avem un ghid care să ne indice posibile drumuri și posibile căi pe care putem să derulăm activitățile pe viitor și împreună cu Cătălin am derulat câteva seminarii, trei dintre ele care au fost pentru învățământul primar, gimnazial și pentru licee, atât pentru mediul urban cât și pentru cel rural și ne-am bucurat de prezența peste aproape 1500 de participanți din întreaga țară și nu numai și mă bucur și aici că în acest webinar și acum avem alături de noi și pe Zoom și pe Facebook ne scriu colegi din mediul educațional de la
Buzău, din Republica Moldova, până în Alba, până în Galați, până în Maramureș, până în Bistrița, în Argeș, București, Arad, Timișoara. Cred că cei din Timișoara sunt cei mai puțini, încep să fie din ce în ce mai puțini în aceste webinarii și de asemenea, uite, Slatina ne scrie cineva imediat, și care vin din întreaga țară, ceea ce arată că într-adevăr comunitatea este națională și chit că noi și mai ales Mihai a gândit că să facem așa lucrurile pentru Timiș, ele au prins așa un parcurs mult mai mare și au intrat într-un făgaș mai național. Aveți un răspuns? V-au trimis anumite școli, planuri de acțiune, informații, cum s-au descurcat și cum au pus în practică sau sunt preocupat ca să mai reușească să mai trimită și aceste informații acum? Cătălin, Mihai, oricare dintre voi. Mi se pare o întrebare mai potrivită de adresat domnului inspector. Noi nu am primit până în momentul de față ceva cel puțin structurat, însă am putut lua feedback punctual aici, acolo și da, sunt încă multe, multe provocări pentru școli, dar cred că este un proces de învățare pentru noi, iar dincolo de competențele pe care presupuneam că trebuie să ni le dezvoltăm în școală, iată acum anumite competențe pe care suntem nevoiți să ni le dezvoltăm și să arătăm de fapt care este o direcție în care ar trebui să meargă școala. Pentru că din perspectiva experienței mele profesionale, fiind inginer și lucrând deja de multă vreme într-un context digitalizat, realizez că mulți dintre viitorii absolvenți de liceu, apoi facultate, vor lucra într-un astfel de mediu și ei ar cam trebui să aibă competențele astea cumva în buzunar. Ar trebui să iasă din școală cu ele deja la purtător. Dacă îmi permiteți, dintr-o perspectivă antreprenorială, noi am lansat un produs pe care l-am pus în testare în acest moment. Și ne dorim să culegem și opiniile celor care și-au asumat folosirea lui. Planuri de acțiune au fost făcute, deci asta știm cu certitudine, în mai multe școli. Nu avem încă o situație vis-a-vis de câte școli, dar asta a fost condiția sine qua non pentru a da satisfacție celor trei scenarii. Da? Pentru fiecare practic trebuia elaborat un plan. În schimb, am pregătit un alt instrument cu care încercăm să culegem din practica organizațională, din practica școlilor, să culegem elemente care ar putea să fie definite ca fiind elemente de succes, de bună practică, sau în același timp blocaje, astfel încât să putem să învățăm împreună. Deci Cătălin e modest acum și nu v-a spus că de vreo două săptămâni muncește la niște chestionare, ne-am omorât cunoștințele amicii sociologi și politologi ca să facem proiectarea unui chestionar cât mai bun și pe care cu ajutorul inspectoratului școlar sper să îl putem da drumul tocmai pentru a identifica cazurile de bună practică și respectiv problemele care au apărut exact în această perioadă. Adică știți cum e, teoria ca teoria, dar practica ne omoară și acum vrem să vedem dacă practica chiar ne-a omorât și e puțin probabil că vedem că școlile încă funcționează, dar în schimb vrem să învățăm împreună din exemple de bună practică. Deci mai avem de lucru încă pentru optimizarea ghidului, dar știm și cum să o facem. Eu cred că întotdeauna vom avea de lucru pentru că orice soluție am găsit, ea va trebui să fie o soluție dinamică. Noi, Cătălin știe, vorbim de modele agile, da? Care se adaptează continuu și răspund imediat nevoilor pieții și cred că așa trebuie să învățăm și în educație. Acum, o singură replică, mi-am să aminte, iar ca obiectiv, pentru că ghidul în sine e doar un instrument, adică el nu devine un obiectiv în sine, dar ca obiectiv pe termen lung, ceea ce ne propunem prin grupul de lucru pentru educație este coagularea de comunități de practică. La nivelul, evident, întregului ecosistem și aici prin asta înțeleg, știu eu, coagulări ale profesorilor care predau o anumită disciplină, coagulări
ale profesorilor care au mai multă experiență în educație digitală și care sunt dispuși să facă partajarea acestei experiențe. Deci când spun practică, mă refer atât la practică pe domenii, cât și mă refer la nivel de practică, astfel încât să ieșim de sub logica, cum spunea domnul inspector general, în fine, vorbea ceva de o abordare centralizată, super autoritară și de o nevoie de a descentraliza decizia managerială. În ultima instanță, de asta acest sincronism, gând la gând cu bucurie, și noi ne dorim să-i ajutăm să facă acest lucru. Într-adevăr așa este și sper să și reușim. Eu mă bucur că avem alături de noi pe Alexandra și știu că i-am zis inițial că o să intre așa la mijloc în discuție, dar fiindcă Mihai a venit, am vrut totuși să pot să îi dau cuvântul și lui și lui Cătălin. Alexandra, nu ești ultima nici pe departe, dar că sunteți cei mai importanți pentru noi și chiar credem că eu cred cu tărie acest lucru. Cum a fost pentru elevi? Eu, din perspectiva elevilor pe care îi cunosc, așa am sunt apropiat familiei mele sau îi mentorez sau așa ceva, știu că de-abia au așteptat să meargă la școală și elevii, cel puțin și cei de gimnaziu și de liceu, ar vrea să stea la școală. Deci sunt aproape, cum să zic, foarte dornici de această interacțiune socială, indiferent cum se va întâmpla ea. Ce știi tu din perspectiva elevilor? În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat și pe mine aici. Da, elevii au fost foarte bucuroși să meargă la școală, dar intervine aici cumva două extreme. Copiii din gimnaziu, care sunt foarte, nu știu, bucuroși că sunt pe băncile școlii, dar nu respectă neapărat regulile de normele impuse de profesori. Și vin elevii de liceu care, nu știu, văd de exemplu și în clasa mea cum cresc cazurile, deja băncile se golesc. Din păcate, este aproape imposibil să se păstreze măsurile în totalitate. Nu știu, dau un exemplu foarte simplu. În clasa mea suntem 30 de elevi în aceeași clasă, avem plexiglasuri și măști, dar când ieșim afară în pauză sau lucruri de genul acesta, nu se pot respecta măsurile. Apoi mai sunt elevii care sunt acasă și profesorul prezintă online, dar există problema aceasta că unii profesori nu vor să intre, sau neapărat că nu vor să intre, nu intră, și atunci elevii care stau acasă pierd anumite lecții. Dar cumva asta a fost o oportunitate să vedem că elevii au început să ajute foarte mult dintre ei, intervine aici peer-to-peer learning, elevii din clasele terminale își, nu știu, și împărtășesc materialele pentru examene, dar din păcate încă există cumva o reticență din partea profesorilor referitor la digitalizare, pentru că foarte mulți profesori și am foarte mulți elevi care s-au plâns de chestia asta, că nu știu să folosească platformele care sunt puse la dispoziție, și atunci intervine din nou rolul elevilor, rolul nostru, să mergem acolo și să ajutăm profesorii, pentru că până la urmă nu este nicio rușine și trebuie ca profesorii să fie formați în acest sens, pentru că digitalizarea educației în perioada aceasta este efectiv, nu știu, mandatory, să zic așa, și atunci trebuie să ne adaptăm. Există elevi care nu au acces la internet, dar suntem în 2020 încă există această problemă. Mă gândesc că știți unii dintre dumneavoastră problema elevilor din liceu de arte, care nu au avut unde să meargă la școală și nu s-a făcut nimica. Din fericire, astăzi chiar a fost un consiliu de administrație și s-au găsit câteva probleme, pentru că în acea școală nu erau condiții deloc. Elevii făceau tot așa online. Le-a fost foarte greu și intervin anumite probleme care au fost și în luna martie, anume se primesc multe teme, elevii nu primesc explicații, primesc doar niște materiale pe Google Classroom și după aia trebuie să facă niște teme. Și una dintre cele mai mari probleme este, cum am zis și înainte, că profesorii nu colaborează întotdeauna foarte bine cu elevii și trebuie să găsim niște soluții urgent pentru asta. Da, așa este și chiar cred că, într-adevăr, ar trebui să putem să găsim niște soluții cât mai urgent la acest lucru și din experiența și din ce mesaje primesc și pe Facebook sau altfel de la părinți și de la elevi, rezultă foarte clar că acolo unde profesorul înțelege că el trebuie să colaboreze cu elevii și
să lucreze, fie că sunt jumătate în clasă, jumătate online acasă și să încerce să integreze pe toți în activități, până de la cel mai mic detaliu tehnic, adică să fie sigur că este tot timpul auzit de toți elevii, că este tot timpul citit materialul și că materialul este trimis înainte, cum am tot spus noi în ghid și repetăm totdeauna, nu trimiteți materialul după o oră, trimiteți materialul sau din ce se va face acea oră și ce exerciții veți face înainte de ora în care se va întâmpla. Puneți-l în Google Classroom, spuneți-l la elevi, este acolo, ei să-l poată descărca, să-și poată lua notițe direct pe el, ca să, pentru cei care sunt acasă mai ales, fiindcă cei au cele mai multe probleme cu a putea urmări ce se întâmplă în clasă, nu văd la tablă și etc. Care a fost, să zicem, problema, printre problemele cele mai mari și care crezi că se pot rezolva poate mai ușor, să zicem, Alexandra, și care au apărut acum? Problema principală este cumva imposibilitatea elevilor și a profesorilor de a respecta măsurile. Și ce vezi aici? Ce se poate face aici? Da, trebuie ca elevii să fie responsabilizați și nu mă refer aici doar din partea profesorilor, ci ei să se responsabilizeze între ei. Adică, nu știu, când un elev își dă masca jos în clasă, să-i spună colegului de bancă, te rog, puneți masca la loc. Sau când cineva merge afară, de exemplu, cum am eu în școală curte și stăm acolo în pauze, să se respecte distanțarea socială, pentru că noi degeaba avem plexiglasuri și măști în clasă dacă afară ieșim în pauză, mâncăm și stăm fără distanțare socială. Cred că asta este cel mai mare obstacol în acest nou an școlar. Da, și cred că poate aici chiar și voi, am văzut, de exemplu, niște modele făcute în țările nordice, într-adevăr, în care elevii s-au implicat foarte mult în această responsabilizare a colegilor lor, cu videoclipuri și cu mesaje mult mai adaptate, să zicem, vârstei și mult mai prietenoase pentru acea vârstă, pentru că cred că noi, educatorii, nu știm întotdeauna să împachetăm corect anumite mesaje, le spunem, le facem, pentru că cred că cumva așa, dacă această responsabilizare și această înțelegere a regulilor ar deveni mai facilă pentru elevi, indiferent de vârsta pe care o au ei și cumva adaptată, fiindcă cei din învățământul primar gimnazial poate trebuie să înțeleagă altfel că de ce au nevoie să fie cu mască, iar cei de la liceu știu că sunt rebeli toți. Deci dacă un lider din clasă, cineva cool din acea clasă a luat o tendință de a nu purta mască, de exemplu, atunci toți vor încerca să facă același lucru. Dacă nu, atunci situația se schimbă. Ce credeți că ați putea face? De exemplu, la noi în universitate, două dintre LICI s-au implicat destul de mult în a crea niște materiale mult mai prietenoase, așa, video și grafice, pentru studenți care să înțeleagă mai simplu cum sunt cu uneltele digitale în Politehnică și tot. Au avut numeroase campanii chiar de la începutul pandemiei, în care am sfătuit elevii să respecte toate regulile, să se dezinfecteze pe mâini, să spele pe mâini, pentru că degeaba avem infrastructură și avem măști, avem dezinfectante, avem băi, dacă elevii nu respectă măsurile și dacă nu sunt responsabili. Și, da, în principal e foarte important ca, cum a spus și dumneavoastră, vine acolo un lider, își dă masca și parcă mai vin și ceilalți în spate, dar este foarte important ca fiecare elev, nu contează de la mic la mare, să înțeleagă cât de important este să poarte măștile, pentru că există profesori foarte în vârstă și riscul de infectare este foarte mare, cum am spus și înainte, cum au crescut cazurile, văd și la mine în clasă că se golesc băncile și nu neapărat pentru că sunt infectări, dar vin răceli și ar trebui chiar de la cea mai mică simptomă elevii să se ia acasă, pentru că, Doamne ferește, poate există un coleg lângă el care este asimptomatic și atunci e destul de grav. Da, așa este și cred că tu ai o voce, să zicem așa, foarte responsabilă și să sperăm că și mai mulți elevi și și mai mulți părinți vor putea să acționeze responsabil în a putea păstra, să zicem, un mediu cât mai sănătos, cum a zis și domnul inspector școlar județean, general, pardon, al județului Timiș, domnul Marin Popescu, că se poate face. Și acum am să mă întorc la dânsul, la domnul Marin Popescu. Știu că este foarte ocupat, dar promit să încheiem în următoarele 5-10 minute.
Cu o ultimă întrebare. Sunt foarte multe răspunsuri aici, prin care și întrebări. Mă rog, mai ales cu partea vocațională. Ați și răspuns la unele dintre ele, cum se pot desfășura activități. Și știu că ați ținut foarte multe seminarii online cu cei, cu profesorii din Timiș, că de aceea vă ocupați în special. Și cred că întrebările vin foarte mult de la cei care sunt în alte, în alte județe în România. Și poate că ar fi o soluție să se mai împărtășească așa din soluții între inspectorate școlare, județene, etc., să colaboreze, dar poate că zicem prea mult. Da? E o propunere aici destul de pertinentă, la care și eu mă gândesc de ceva vreme, că prin EducaTM, o platformă care a fost, să zicem așa, cumva inițiată și gestionată puternic de către Radu Ticiu, care a fost și el în, și este și el în grupul anti-COVID-TM și etc., s-au achiziționat, după câte știu eu, câteva mii aproape sau câteva sute de echipamente care au fost donate școlilor și elevilor din județul Timiș. Dar continuă că această problemă să existe și să fie dorită de unele companii să fie făcute, dar din păcate legislația aici nu prevede niciun fel de ajutor. Ați știți, veți vreo veste, știți că a mai fost o discuție despre aceasta, că s-ar putea să existe posibilitatea unor scutiri de impozite sau așa ceva, mai mult decât acea scutire clasică de sponsorizare care ar fi de făcut. Întreb, sau dacă aveți parteneriate pe care le-ați făcut cu companiile din zonă. Da, apropo, n-ar fi rău să faceți un webinar apropo de deschiderea noastră față de de întâlnirea cu oameni din zona educației, de exemplu, de bună practică pe care școlile ar putea să le promoveze pe, la întâlnirea cu alți colegi, profesori, directori, pe mai multe componente. Putem să discutăm pe discipline sau cum credeți că e important, pentru că, cu siguranță, gândiți-vă că sunt câteva sute de mii de oameni care lucrează în educație în primul stat și care, cu siguranță, din ei, un procent mai mare sau mai mic, cu siguranță, inovează. Asta ca și propunere. Revenind la nevoia de echipamente, pentru că trebuie să recunoaștem că suferim aici. Da, am cel puțin inspiratul școlar a colaborat foarte bine cu companiile mari din Timiș și din Timișoara. Am donat foarte multe echipamente și mă refer aici la PC-uri, la laptopuri, la tablete. Chiar săptămâna aceasta o să facem o donație către unitățile de învățământ din zona rurală în special, dar contextul este de delicat, pentru că toată lumea așteaptă ceva nou, așteaptă un echipament nou. În general, în zona rurală, care, sigur, din perspectiva economică sunt defavorizați, pentru că trebuie să recunoaștem că oportunitățile mai mari sunt în zona urbană, se bucură pentru aceste echipamente și, cu siguranță, le sunt de folos, pentru că și ele sunt updatate, sunt puse licențe și așa mai departe. Deci nu sunt numai pur și simplu date și atât. Nu. Da, propunerea pe care dumneavoastră, cu care dumneavoastră ați venit, eu am ridicat-o în urmă cu 2020, în urmă cu 8 ani. Și am spus așa, pe modelul acela, care sigur se practică și astăzi, dar din păcate noi nu-l agreem și îi facem un lucru foarte bun din perspectiva aceasta, și anume acela de se strânge bani pentru nevoile unităților de învățământ, eu știu, tot ce are unitatea de învățământ nevoie, pe un context în care trebuie să recunoaștem că educația este subfinanțată, atât la nivel local cât și la nivel, să zicem, național. Am propus, da, părinții care vin și investesc în educație din această perspectivă, adică, da, dăm niște bani la școală, să se găsească o modalitate în codul fiscal, astfel încât aceștia să fie, ei sau companii sau firme, să fie scutiți de plata unor impozite și taxe. Pentru că, definitiv, asta trebuie să se întâmple. Adică, da, eu dau din venitul meu, vreau să-mi scad baza de impozitare și, cu siguranță, am găsit resurse. Dar ideea este că în zona asta economică sau contabilă, habar n-am, nu știu cum, se financiară, nu-și doresc să scadă baza de impozite, din potrivă își doresc mai multe taxe și impozite, pentru că le trebuie bani pentru
pentru zona publică sau pentru intervenții care sunt în zona publică. Deci, e o idee asta și cu siguranță dacă am gândit dintr-o perspectivă a unui procent la o anumită sumă și companiile ar interveni aici. Dar revenind la companii, să știți că foarte multe sunt implicate și mai ales prin ceea ce numim responsabilitate socială a acestora. Și o problemă, acum n-aș vrea să ar doamna, dar o problemă importantă este legată de învățământul profesional și tehnic. Companiile și firmele mari au investit în zona aceasta. Sigur că n-au găsit prea multă deschidere din perspectiva autorităților publice locale, pentru că vrem infrastructura aparține acestora. Adică o companie și un anume a vrut să investească €1.000.000 și au trebuit să treacă vreo câțiva ani de zile până s-a reabilitat un spațiu, astfel încât compania să aducă, eu știu, echipament de comandă numerică pentru a crea niște ateliere performante pentru viitorii absolvenți de școală profesională. Apropo de intervenția aceasta. Cred că statul, instituțiile publice este închistat în prea multe reguli și încadrat cumva. Adică, uitați-vă ca la o mașină care nu este aranjată frumos, ci este undeva rigidă din perspectiva construcției ei. Da? Și ar trebui undeva instituțiile să se modeleze. Pe exemplu este luat de la ONG-uri. Nu sunt reguli foarte multe. Important este să fii determinat când se face așa, când faci un lucru bun și în plus să nu te cramponezi de aceste chestiuni. Dar din păcate instituțiile publice se blindează între ghilimele cu tot ceea ce înseamnă instrumentele acestea. Apropo, am vrut la inspiratul școlar să zic numai, haideți să dăm răspuns, dacă vine pe mail, îl dăm pe mail înapoi, nu? Și nu mi-au spus nu, că e mai bine să-l dăm scris și semnat și cu adresă, dar ia timp, zic, ia timp, resurse. Nu că ne ducem în instanță și nu avem documente și mai departe. Deci e o luptă internă și în instituțiile de învățământ, instituțiile publice vis-a-vis de această chestiune. Și dacă vrei să inovezi, trebuie să rupi un lanț. Apropo de echipamente, inspiratul școlar va ridica săptămâna aceasta un caiet de sarcini, două de fapt, unul în valoare de 2.500.000 de lei pentru echipamente, laptopuri cu anumită configurație și camere de luat vederi și pe o ordonanță 144 pe finanțare europeană pentru decontarea tabletelor și echipamentelor, dar vreau să vă spun că vor beneficia 90 de unități de învățământ, toate, dar absolut toate din zona rurală. Am spus și filozofia e foarte simplă, zona rurală este un deficit de resurse și economice și de alt tip. Zona urbană se mai poate descurca pentru că au alte oportunități de dezvoltare și în această perspectivă totul se va concentra pe zona rurală. Vrem să pregătim școlile zona rurală să fie pregătite pentru a preda online cadre didactice. N-am discutat nici despre ele și poate era important să vă spun că suntem în proces încă de, sigur, am început pregătirea acestora, dar am constatat în zona rurală un dezinteres față de propria formare în zona de IT, în contextul în care dacă deschizi și televizorul și telefonul și orice vrei să discutăm numai despre digitalizare. Și zona rurală, din păcate, suferă pentru că nu este o cultură a formării. Am făcut cursurile, le-am predat cum le-am predat și mergem acasă. Și cu asta ne numim profesori și mai dăm seara de mâncare pe la animale și ne salută lumea ca domn profesor și domnul sau doamna directoare. Da. Deci există o lipsă a culturii de formare în zona rurală, ceva de neimaginat. Cred că, într-adevăr, sunt foarte mulți așa, dar eu știu și excepții, deci așa cum am zis întotdeauna și le și văd aici pe multe excepții. Nu am creat mase critice, nu sunt mase critice, din păcate, asta e. Da, și întotdeauna, dacă, cum zic eu, dacă există un singur sau doi profesori într-o școală care sunt diferiți și care vor să facă și digitalizare și care creează un model de bună practică, și ceilalți vin după ei, întotdeauna zic așa și poate că Sper mai mult sau așa ceva. Că, mai într-adevăr... un detaliu, vreau să vă spun. Mai da. Un detaliu, dacă mai e timp, 30 de secunde. Aș vrea să știți un lucru, că edilii comunelor și orașelor sunt cei mai importanti și ei dau tonul pentru educație. Acolo unde pentru edile este importantă educația, se vede și școala și comunitatea. Din păcate, viziunea dezvoltării educației din perspectiva aceasta, faptului că trebuie să creăm un pilon al educației pe care să fie sănătos să ne bazăm, este
cum să zic, e pe o listă a ID-lor, e undeva pe locul 4, 5, 6 încolo. Atunci să înceapă cu educația și după aia urmează restul. Da, așa este. Sunt foarte multe, multe situații în care ar trebui să poată să se găsească răspunsuri mult mai imediate și, într-adevăr, comunitățile locale să funcționeze ceva mai bine. Vreau la, spre final, așa, doar mă întreb din nou către Alexandra și o să o întreb pe ea. Ce vede în viitorul foarte apropiat? Ce crezi că vor fi soluțiile? Cum credeți că voi, elevii, veți putea să răspundeți la aceste? De exemplu, știu, mergeți complex spre digital? Ați vrea să păstrați tot acest model hibrid sau cum? Elevii întotdeauna au spus că vor să meargă la școală sau să fie pe modelul hibrid, dar, din păcate, condițiile, după cum se vede, nu prea sunt destul de bune și, în primul rând, trebuie să fie sănătatea pe primul loc și elevii trebuie să înțeleagă asta. Chiar dacă este foarte fain să mergi la școală, să ai un profesor în față să te explice, trebuie să ne gândim până la urmă și la comunitatea din care facem parte. Și da, digitalizarea educației se face puțin mai panevoios anul acesta, dar e foarte important că lucrurile se mișcă bine și trebuie să vedem și partea bună, pentru că până la urmă, nu știu, am participat și eu, au participat și elevii din Timiș, care mai vorbesc, reprezentanții elevilor la orele online, și se vede o evoluție față de luna martie, când au început aceste cursuri online. Și profesorii chiar nu aveau absolut nicio idee despre cum să folosească platformele. Încet, încet, lucrurile se mișcă spre bine. Elevii, da, vor să meargă la școală sau în semnări hibrid, dar, din păcate, dacă aceste cazuri vor crește în continuare, nu se va putea asta. Da, eu cred cu tărie că trebuie să fim responsabili cu toții și toată lumea, și elevii, și părinții, și profesorii să înțeleagă că este o problemă tuturor aceasta și că toți trebuie să putem să gestionăm cât se poate de bine această situație specială în care se află și societatea, dar pe noi ne preocupă în special educația. Părinții, cei mai mulți dintre ei au, să zicem, situații unii chiar dificile la locurile de muncă sau trebuie să lucreze și sunt foarte îngrijorați și stresați de această situație. Elevii și-ar dori o interacțiune mai multă și poate că acum spre final aș vrea să mergem cu 3 sau 4 idei. Deci, în primul și în primul rând, cum a zis domnul inspector Popescu, să încercăm să facem poate niște activități sau niște webinarii care să fie focalizate pe anumite grupe de studiu, deci și în care cei care au soluții să le prezinte celorlalți, profesorii de fizică, de limbi, am văzut că sunt foarte multe probleme cu predarea limbilor străine, a modelelor vocaționale, a educației fizice sau în educația specială. Și poate pe viitor vom reuși să mai facem. Din păcate, timpul ne este foarte limitat tuturor, pentru noi toți, cei care participăm în aceste webinar, aceasta este o activitate complet voluntară pe care o facem și de sprijin a comunității și noi suntem foarte responsabili să ne desfășurăm activitatea în instituțiile noastre. Elevii, poate că ar trebui să încerce comunitatea elevilor să creeze niște materiale informative și de responsabilizare ceva mai interesante pentru elevi, în care ei să devină cât se poate de responsabili și cât se poate de înțelegător față de această situație și chiar de a învăța. Deci eu știu elevi din grupul de Coder Dojo care au creat niște tutoriale despre Google Classroom, despre etc. Poate ar trebui răspândite ceva mai mult acestea printre elevi, încât profesorii să le și accepte și să le folosească. Iar grupul de lucru pentru educație, pe lângă seminarii sau webinarii, ceea ce pot să facă, în curând vor face, cum au spus, aceste chestionare pe care să sperăm că vom putea să aflăm cât mai multe răspunsuri. Noi toți încercăm să fim alături de școlile, de profesorii, de elevi, de inspectoratul școlar, încât să găsim împreună soluții. În final, un singur cuvânt, ca întotdeauna regula de aur la aceste webinarii împreună online, toți participanții au dreptul la un singur cuvânt care să reprezinte ceea ce își doresc sau speră pentru viitorul imediat. Un cuvânt, din punct de vedere al educației, bineînțeles. Un cuvânt. Cu cine începem? Alexandra, hai, cu tine de data asta.
Un cuvânt pe care aș vrea să îl pun pentru viitor este digitalizare. Mulțumesc. Cătălin? Simplu. Împreună. Corect. Marin Popescu? Da, am vrut să spun digitalizare, dar mi-a dat Alexandra gândul, așa că o să mă îndrept spre atitudine. Corect. Mihai Lisețchi, că mai ești și tu alături de noi. Mihai? Nu ne mai aud de Mihai. Atunci am să încerc să închei eu, pe lângă că au fost digitalizare împreună și atitudine, eu aș pune responsabilizare încă, ca să încheiem așa cu un pachet cât mai pozitiv și cât mai complet. Și vă mulțumim tuturor că ați participat la acest webinar împreună online dedicat învățământului preuniversitar. În celelalte două, în ultimele două săptămâni am discutat despre începutul anului universitar cu reprezentanții și cu rectorii celor patru universități din Timișoara, după aceea cu reprezentanții studenților din cele patru universități din Timișoara. Astăzi am discutat despre ce se întâmplă în Timiș în învățământul preuniversitar. Săptămâna viitoare, fiindcă parte dintre coorganizatorii acestor webinari este și Asociația IEEE și fiindcă 6 octombrie este Ziua Mondială IEEE, o asociație internațională globală a inginerilor și a specialiștilor în calculatoare, în electronică, în inginerie la modul general, vom avea un webinar dedicat a IEEE cu unelte de învățare și cu date și cu informații care este dedicat mai mult, într-adevăr, învățământului universitar și studenților, dar și învățământului liceal, cei care au, să zicem, partea aceasta de fizică, de echipamente, de IT, fiindcă sunt foarte multe resurse pentru educația STEM, deci pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică, pe care IEEE le pune gratuit la dispoziție tuturor și pe care încercăm să le prezentăm și să discutăm despre ele săptămâna viitoare. Vă mulțumesc tuturor, veți primi badge-urile pentru aceste webinarii. Am primit întrebări pentru badge-urile din seminariile de training anti-COVID. Promitem că le vom trimite și pe acelea. Acolo suntem mai mulți care trebuie să le acordăm și trebuie să decidem cum le vom acorda exact. Încă nu am decis acest lucru. Nu ne-am găsit, ne cerem scuze, timp să ne întâlnim cu toții, să luăm niște decizii care pot să fie simple, dar care pot să aibă un impact pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor, sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara. Ne revedem miercuri viitoare și mulțumesc tuturor domnului inspector școlar general Marin Popescu, lui Mihai Lisețcu de la Universitatea de Vest, lui Cătălin Șipoș de la Grupul de Lucru pentru Educație și nu în ultimul rând, în primul rând, Alexandra Trușcă, eleva noastră, cea care întotdeauna vine cu un răspuns pertinent. Vă mulțumesc tuturor, la revedere! La revedere, numai bine. La revedere.